La doar o zi după atacul cu bombă din Istanbul, o mașină capcană a explodat astăzi la o secție de poliție din sud-estul Turciei. 3 persoane au murit și alte 30 au fost rănite în urma acestuia. O mașină capcană a explodat lângă o secție de poliție din Mardin, Turcia, în apropiere de granița cu Siria. Mai multe ambulanțe au fost mobilizate pentru intervenție. Atacul vine la nici 24 de ore de la un alt atentat din Istanbul, în care au murit 11 persoane și 36 au fost rănite. Atacul de ieri a avut loc într-un cartier istoric din Istanbul, în urma căruia 7 polițiști și 4 civili și-au pierdut viața.